suntem iubire și dorim să ne simțim iubiți, dorim să avem acolo o persoană potrivită alături de care să construim. Dacă nu ați reușit încă să o găsiți, poate încercați și tehnica EFT, adică acupunctură emoțională fără ace. O să vă învețe exact domnul Silviu Popa, trainer și promotorul acestei tehnici, cum să atrageți persoana potrivită în viața voastră. Și îi spun bun venit. Bine te-am găsit, Silviu. Bine ne-am regăsit. Mă bucur foarte mult să fiu la această emisiune cu o temă atât de interesantă. Chiar da, să știi. Am multe curiozități, da? Și de fiecare dată tu vii așa cu lucruri foarte interesante în emisiunea noastră. Și uite, vreau să te întreb, apropo de aceste persoane care poate că se simt singure, mai ales acum de sărbători, e și presiunea aceasta socială. Cea mai tristă sunt multe lucruri, pentru, da, persoanele așa singure. Așa este, da, sunt multe lucruri acolo la mijloc, dar uite, să le aducem așa o rază de speranță, că lucrurile nu sunt imposibile, poți să facilitezi anumite lucruri ca să se întâmple și să vină așa marea asta iubire la noi. Știi că toată lumea visează să... Dorințele noastre se pot împlini și dorința de a avea o mare iubire este una din dorințele pe care ne punem fie pentru Moș Crăciun, fie mai degrabă pentru trecerea noului an, așa numitele dorințe de anul nou. Dorințele sunt făcute să se împlinească, pentru că foarte multe sunt compatibile cu firea noastră. Acele dorințe care nu se împlinesc orice am face, ne transmit un mesaj că nu e pentru noi așa ceva. Și este bine să-l înțelegem. Dar marea majoritate a dorințelor pe care noi le punem, și în primul rând dorința de iubire, sunt dorințe absolut inerente sufletului uman și de aceea ele sunt făcute să fie îndeplinite. Cu condiția să știi cam ce trebuie să faci. Uite, și dacă folosim, de exemplu, această tehnică, această metodă EFT, da? Această acupunctură emoțională fără ace. Uite, învață-ne, dă-ne niște exerciții. Cum să facem astfel încât, cine știe, poate petrecem Revelionul alături de cineva. Uite, m-am gândit pentru această temă să prezint o procedură simplă în trei pași. Să fie așa un soi de ritual pe care acea persoană singură, fie că e femeie, fie că este bărbat, să îl desfășoare în fiecare zi, până când dorința se împlinește. Ah, bun. Sună bine. Acești trei pași cumva i-am condensat din pașii legii atracției. Pentru că legea atracției merge mână în mână cu această tehnică uimitoare numită EFT. Dacă tot ai spus, ne-ai adus astăzi niște cărți ale căror autor ești. Uite, legea atracției aici. Fă-ți visul să devină realitate și EFT, acupunctură emoțională fără ace, da? Le citim și învățăm multe, multe lucruri folositoare și aplicăm despre asta. Aplicăm, vorba, da? Pentru că sunt foarte aplicative. Da. Ambele cărți sunt manuale aplicative. Uh-huh. Bun. De ce este foarte potrivită tehnica aceasta? EFT e pronunția românească, EFT e pronunția englezească. Pentru că ea ne ajută să ne eliberăm de tot felul de emoții negative. Ori în ceea ce privește dorințele noastre sau în particular dorința de a găsi perechea, da? Partenerul potrivit sau partenera potrivită, ceea ce se pune în calea noastră este în primul rând îndoiala că îl putem găsi, incertitudinea, uneori frica, uneori gândul că nu suntem suficient de pregătiți. Dar îndoiala în primul rând. Ori îndoiala este o simplă emoție care poate fi înlăturată cu ușurință cu ajutorul acestei tehnici. De aceea, îmbinarea dintre legea atracției și EFT dă niște rezultate absolut miraculoase și asta pot să o certific prin nenumăratele mesaje pe care le-am primit de la cei cu care am lucrat sau cei care pur și simplu au citit aceste cărți și au aplicat ceea ce este acolo. Bun, și dacă ar fi așa un prim pas, de exemplu, pe care putem să-l facem? Uite, care ar fi o procedură simplă. Cei trei pași simpli care pot fi făcuți în fiecare zi, eu aș spune ori în fiecare dimineață, ori în fiecare seară. Când avem timp, așa, când avem ne timp, relaxăm. Când avem timp. Da. Primul pas ar fi, ia-ți un caiet al dorințelor și scrie de fiecare dată în felul acesta: intenționez să îmi găsesc partenerul potrivit sau partenera potrivită. Pentru că ăsta este un pas foarte important. Când am pus intenția mea, deja universul deschide urechile. Foarte bine spus, da, aciulit urechile și așteaptă să vadă ce îi spui în continuare. Bun. Ăsta este primul pas. Da. Al doilea pas ar fi acest exercițiu EFT pe care l-am pregătit și pe care o să-l prezint imediat. Iar al treilea pas va fi un simplu exercițiu de mulțumire către Dumnezeu că ne îndeplinește dorința. Asta să nu uităm niciodată, niciodată. Să mulțumim. Pentru că
deseori uităm. Cerem și după aceea uităm să mulțumim. Da, ce ar fi dacă am mulțumit în avans? Da? Ar fi minunat. Și atunci, deci, primul lucru, luați un caiet, nu o foaie de hârtie, foaie de hârtie se rătăcesc. Caietul arată că suntem perseverenți în a ne îndeplini dorința. Și scrieți așa, intenționez să-mi găsesc partenerul potrivit sau partenera potrivită. Pentru că publicul nostru, publicul care ne urmărește, e format și din femei și din bărbați. Și mi-e greu să fac un exercițiu ori pentru parteneră, ori pentru partener. M-am gândit să folosesc un cuvânt care le îmbracă amândouă și am zis perechea. Bun, e perfect. Oh. Da. Exercițiul EFT sună în felul următor. Are o primă parte în care batem pe cantul mâinii și spune foarte pe scurt. Chiar dacă nu știu când îmi voi găsi perechea, mă accept așa cum sunt, total și profund. Și asta o spunem de 3 ori. Deci încă o dată, încă o dată, încă o dată. După care începem să lucrăm pe aceste puncte care, cum spuneam în alte emisiuni... Uite că sunt și aici, le-am identificat acolo, aici, da? Sunt acolo, cele 8 puncte, acupuncte. Da. Fiecare reprezintă un meridian energetic, da? De aceea se cheamă acupunctură emoțională, pentru că e foarte erudită, a spune, este verișoara emoțională a acupuncturii. Lucrăm pe aceste puncte energetice, tapându-le, adică lovind ușor cu degetele, deblocăm acele meridiane care sunt blocate și prin blocajul lor împiedică iubirea să vină în viața noastră. Hai să vedem cum sună. Să începem așa. Nu știu când îmi voi găsi perechea. Oare va trebui să aștept mult până când o găsesc? Oare ce trebuie să fac ca să o întâlnesc? Nu știu cum îmi voi găsi perechea. Oare cum o voi recunoaște atunci când va apărea în viața mea? Oare sunt pregătit pentru a primi iubirea? Oare sunt pregătit pentru a avea o pereche? Nu știu când și cum îmi voi întâlni perechea. Asta a fost o rundă. Când am pornit de aici, de la primul punct și am terminat în ultimul punct, sunt cele 8 puncte, spunem că am format o rundă. Această rundă se spune de 2 ori. Deci, încă o dată, cei care ne urmăresc și vor vedea emisiunea, evident, înregistrată, să facă de 2 ori. Și acum vin cele 2 runde, cum se spune, pe pozitiv, din care voi face o singură rundă. Bun. Și sună așa. Deci acestea sunt afirmații pozitive, foarte puternice. Mă accept așa cum sunt, total și profund. Aleg să am încredere că îmi găsesc perechea. Sunt bucuros să știu că ea există deja și că mă caută așa cum și eu o caut pe ea. Sunt convins că ne vom întâlni la momentul potrivit, așa cum miliarde de oameni până acum și-au găsit perechea. Sunt pregătit să găsesc perechea mea, sunt pregătit să primesc iubirea în viața mea. Tot așa, de 2 ori. Sună frumos, dar sunt afirmații foarte puternice care dau rezultate foarte bune. Iar din experiența dumneavoastră cu cei care v-au cerut ajutorul, că sunt și eu curioasă, când se îndeplinește? Aveți așa niște perioade? N-aș putea să... nimeni poate să spună când se îndeplinește, dar ceea ce poți să spui sigur este că pe măsură ce scazi această îndoială și incertitudine care a fost cuprinsă în prima parte a exercițiului, cu atât mai repede se îndeplinește, da? Dorința. Da, da. Până la urmă este ca în The Secret, da? Acolo spunea că sunt 3 pași și de asta am vrut să-i facem și noi 3 pași procedurali. Ask, believe, receive. Primul pas, când am spus intenția, era ask, cere. Al doilea pas este believe, adică construiește-ți credința, convingerea că poți să-ți îndeplinești dorința. Iar al treilea pas, eu aș spune, receive înseamnă mulțumește și detașează-te. Și acesta ar fi acel al treilea pas de mulțumire, care a sunat în felul următor, o simplă mulțumire către Dumnezeu, mulțumesc cu Doamne că mi-ai îndeplinit dorința în cel mai scurt timp posibil și în beneficiul tuturor celor implicați. Și asta este tot. Cât ia, probabil 5 minute, da? Da, apropo de asta, pentru că de multe ori sunt dezamăgiri la mijloc sau sunt încercări eșuate apropo de găsirea unui partener și ajungi să spui singuri blocaje sau să ai aceste convingeri limitative, cum că nu există femeie potrivită pentru mine, nu se mai fac bărbați ca pe vremuri, știți prea bine că... Că e un oraș prea mic, da, sau unde-l mai găsesc, cartier... da, sau că n-am timp, că cine știe ce se întâmplă, exact, da, sunt tot felul de blocaje. Tot felul de convingeri, da, iată, da. În primul rând tot felul de convingeri. Sunt o groază de convingeri pe care de-a lungul timpului le-am identificat și le-am lucrat cu... Da? Așa este. Una singură dacă o ai. Eu am găsit vreo
7, 8. Foarte puternic, dar una singură, dacă ai, e suficient. Ăla ești. Uh-huh. Și e la fel ca și la bani. Da, deci exact. Situația este la fel ca în relația cu banii, în relația cu partenerul, la fel ca în relația cu bani. Dacă ai o simplă convingere greșită, de pildă, cea că... Eu nu o să fac atâția bani, n-o de exemplu, ca e X. Foarte greu să fac atâția bani, sau că banii sunt ochiul, sunt ochiul dracului. Da. Dacă ai convingerea asta, s-a terminat. Uh-huh. Oricât ai strădui, nu-i faci sau dacă îi faci cumva, vei găsi un mijloc să îi risipești foarte repede. Deci cumva trebuie să lucrăm foarte, să fim foarte atenți, da, să și identificăm aceste convingeri și să le dăm la o parte. Să le dăm la o parte. Tot prin această tehnică, da. Hai să spunem, am găsit convingerea X. Da. Chiar dacă am această convingere X referitoare la partenerul ideal, mă accept așa cum sunt și aleg să mă eliberez de ea. Uh-huh. Și pe negativ spun, am această convingere X și încep să o descriu, iar pe pozitiv mă accept așa cum sunt, aleg să mă eliberez de această convingere, aleg să cred că iubirea este posibilă pentru oricine, inclusiv pentru mine, sunt pregătit să o primesc, ce bine că m-am eliberat de această convingere și așa mai departe. E atât de simplu. E atât de simplu. Da. Uite, mai vreau să povestim așa despre legea atracției, cum funcționează ea, pentru că mi se pare magic. În sensul în care nu trebuie să depui foarte mult efort ca lucrurile să se întâmple în ai viața ta. Ai spus foarte bine, ai spus foarte bine. Deci legea atracției ne asigură drumul cel mai scurt dintre punctul A în care suntem acum și punctul B în care vrem să ajungem. Altfel, dacă n-am aplicat legea atracției și am umblat așa, bezmetici, de nebun, am luat-o bezmetici, exact. Da. Știi cum am ajunge în punctul B? Dacă uite, am așa. Uite așa. Pe când dacă aplici corect legea atracției, ajungi, uite așa, este drumul cel mai scurt. Da, pentru că oamenii sunt obișnuiți să facă lucrurile din greutate, să zic așa, din suferință, din chin, nu sunt obișnuiți să meargă pe calea ușoară. Este să cel mai greșit lucru. Cel mai greșit lucru, să pornești în a-ți îndeplini o dorință cu emoții negative, cu blocaj. Cu inima strânsă, cu inima strânsă, foarte bine spus, excelent spus. Și atunci, cumva, ar trebui să, în legea atracției, ar trebui să te gândești de la coadă la cap. Deci, dacă legea atracției asigură drumul cel mai scurt de la punctul A la punctul B, ce ar trebui să fac acolo, în apropierea punctului B? Și aici revenim la cazul împlinirii dorinței de a găsi partenerul potrivit sau partenera potrivită. Păi, acționezi inspirat, asta se cheamă. A acționa inspirat înseamnă a avea acele acțiuni care te duc cel mai repede spre. De pildă, dai curs invitației colegilor tăi de la corporație, da, de la și firmă, la, o cină, la petrecerea la de sfârșit de an, da, să spunem. Da? Da. Până atunci erai reticent sau reticentă, n-am chef, nu știu ce. Și acolo cumva, ca din întâmplare, ai găsit pe cineva cu care chiar rezonezi. Da. Sau, pur și simplu, simți nevoia să vorbești cu un fost coleg de liceu sau de facultate. Și vorbind cu el, îți aduce aminte de X, o ea sau o el, depinde de la caz la caz, cu care ai fost în relații foarte... Nu mai știi nimic. De ce s-a întâmplat? Păi, e singură ca și tine. Oh! Ce-ar fi să-i dau un telefon? Și în felul ăsta, iată, se poate infiripa acea poveste de iubire. Să te lași deschis, despre asta este vorba, în definitiv. Să te lași deschis la semnele universului și la intuiție. Dar asta o poți face câtă vreme ești liber de aceste blocaje. Deci, de asta, la începutul drumului, când aplici legea atracției, te asiguri că dai la o parte îndoiala, ce spuneam, frica, incertitudinea, rușinea, orice altceva și acele convingeri greșite. Uh-huh. Astfel încât să acționezi inspirat. Funcționează și vizualizarea în sensul în care mi-am pus intenția că eu vreau să-mi găsesc perechea sau vreau să, nu știu, fac un venit de nu știu cât anul viitor, da? Mă ajută să mă gândesc fix la rezultat și să mi-l imaginez cum mă simt eu dacă, nu știu, sunt alături de partenerul meu. Sau funcționează cum... perfect. Funcționează perfect și cel mai bine funcționează în tandem cu acest exercițiu. De altfel, în programul pe care îl prezint în cartea de legea atracției, e un program general și după aceea sunt 7 sau 8 programe specifice la sfârșitul cărții. E un program pentru a-ți găsi partenerul. Și acolo arăt, cuplăm. Deci, imediat ce facem un astfel de exercițiu de EFT, îl continuăm cu vizualizarea. Pentru că mi-e mai ușor să vizualizez că sunt acolo după ce am înlăturat această emoție de îndoială sau de incertitudine. Și atunci vizualizarea merge foarte bine. Pentru că vreau să spun că nu întotdeauna vizualizarea merge perfect. Vizualizezi, te imaginezi acolo, dar simți dar o gheară. Simți acolo ceva, așa, o gheară în inimă sau un pumn în stomac. Da. Da? Ceea ce spune, ceva nu e în regulă, că nu te vezi ok acolo. Da, dar dacă o
o pui în tandem cu tehnica EFT, cu un exercițiu, merge perfect. Vizualizarea e o tehnică excelentă. Așa este, să fim conștienți, uite, și de emoțiile din corpul nostru, de senzații, pentru că nu degeaba apar. Absolut. Când nu ele încercăm sunt să ne gândim la indicii, ceva. Ele sunt indicii, ne spun. Sunt un fel de voce de pe GPS. Vezi că ai luat-o pe drumul greșit, întoarce, virează, resetează și așa mai departe. Trebuie să fim atenți. Așa și este. La senzație din corpul nostru, și la ceea ce vedem în jurul nostru. Și sunt semne. Sunt semne. Multe semne, dar trebuie să fii atent. Exact. Trebuie să fii atent la semne, pentru că ele te vor conduce pe drumul cel mai scurt. Așa este. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție, pentru exerciții. Doamne, ajută să beneficieze cât mai multă lume de aceste exerciții frumoase, să le încerce, că nu strică. Absolut. Să lase la o parte îndoiala și alte convingeri limitative. Și să trimite feedback, Și chiar da, puteți să ne scrieți, pe pagina, apropo. Pe pagina de Facebook, de Metropola TV. Sau pe pagina mea de Facebook. Minunat. Vă mai așteptăm cu mare drag și la anul, da? Cu multe intenții frumoase, o să ne punem la trecerea dintre ani, da? Da. Și să aveți sărbători minunate alături de cei dragi. Sărbători fericite. Vă mulțumesc frumos. Cu drag. Vă mulțumesc. Dragii mei, știți prea bine că femeile, uite așa, aleargă așa după goana asta, aleargă după frumusețe, trebuie să-și facă tot felul de minuni, să mai ales să vin sărbătorile și trebuie să arate bine pentru cei dragi, pentru ele și așa mai departe, doar că uneori cad într-o extremă, vor să facă prea multe ca să semene cu nu știu ce modele de pe rețelele de socializare. Vorbim despre aceste intervenții estetice care uneori sunt la granița aceasta dintre moft și necesitate. Despre asta vom vorbi noi în cele ce urmează cu invitatul nostru, domnul Andrei Gregorian, medic specialist în chirurgie plastică și reconstructivă. Le luăm așa pe fiecare și vorbim acolo și despre mituri. Bine te-am găsit, Andrei! Săruna, ce faci? Uite ce să fac, mă gândeam la noi femeile că suntem tot timpul așa la curent cu tot ce mișcă, mai ales în acest domeniu al frumuseții. Mai vedem la cineva ceva ce și-a făcut, mai vrem și noi și așa mai departe. Când trecem granița aceasta fină dintre moft și necesitate când vorbim despre intervențiile estetice? Ok. Moftul înseamnă să-ți faci o plăcere, nu? Practic, sunt niște intervenții chirurgicale, atât minim-invazive cât și chirurgicale, care sunt la granița dintre cele două. Volumizarea buzelor, putem spune la persoane tinere că ar putea fi un moft. La persoane mai înaintate în vârstă, nu neapărat. Sunt pentru hidratare, să spunem. Sigur, le recomandăm pacientelor noastre să nu treacă de un anumit punct. Să nu îl depășească, pentru că nu e bine. Dar sunt reversibile, uite, apropo despre aceste intervenții, da? Că de multe ori se exagerează. Bună întrebare. Da. Sigur, intervențiile minim-invazive, precum injectarea de acid hialuronic sau toxină botulinică, au o remanență mică, dar 3, 4, 6 luni. Chirurgia beneficiază de 2, 3, 5 ani, chiar și mai mult în cazul sânilor. Pentru volumizările de buze sau estomparea șanțurilor nazolabiale sau volumizarea pomeților cu acid hialuronic, avem o substanță care se numește hialuronidază și care topește. Topește acidul hialuronic. Și atunci poți să revii foarte ușor la forma inițială. Dar spune-mi, deci este reversibilă procedura de injectare a acidului. Da, mit sau, știi tu, adevărat sau fals? Faptul că noi consumăm colagen ne hrănește acidul hialuronic din buze și putem să obținem acest efect pentru o perioadă îndelungată. Poate fi o realitate, dar să fie o cantitate mare de colagen. Aha, deci trebuie acesta. Să consumăm niște cantități importante mare. Ca să se observe efectul. Exact. Uh-huh. Acidul hialuronic e un buretă molecular hidrofil precursor de colagen. Practic, prin injectare a acidului se creează colagen. Uh-huh. Cu ce mai vin femeile, apropo, în clinică? Ce mai vor ele, mai ales în această perioadă? Sunt sărbătorile, normal că se pregătesc să arate bine la petreceri. Se simte așa că vin mai multe cliente în această perioadă? În fiecare lună, noiembrie, să spunem, e un pic mai scăzută activitatea, însă în decembrie, cred că 38 de mesaje pe telefonul personal și pe pagină la fel, foarte, foarte multe doritoare de frumos, nu? Și ce vor ele? Sunt persoane care își doresc injectări, proceduri minim-invazive, volumizarea buzelor, estomparea șanțurilor, rinocorecția aceea frumoasă cu acid hialuronic, reconturarea mandibulară, augmentarea mentonieră, lifting-ul acela cu fire PDO. Invizibile, lifting, da? Da, exact. Da, lifting-ul nechirurgical, ca să spunem așa. Sau estomparea ridurilor, etajului superior al feței cu toxină botulinică, însă, bineînțeles, sunt și doritoare de operații și în decembrie suntem full și la, bine, suntem full și la una și la alta. Da. Dar operațiile sunt augmentarea mamară, lipoaspirația, abdominoplastia pentru persoanele acelea care au slăbit foarte mult într-un timp scurt. Și nu numai, avem multe proceduri și chirurgie cu anestezie locală avem.
blefaroplastia, știți? Da, excizia da, acestui, da. Îndepărtarea acelui exces de piele, de la nivelul ploapelor, atât superioară cât și inferioară, sau chiar acest mini-lifting, îi spunem noi, dar este un mediu lifting, cel pe care îl realizăm la clinică, un lifting care are o incizie destul de mărișoară și care ne permite și reconturarea mandibulară prin liftarea la acest nivel, vedeți? Da, 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 și o să și se vadă mai, da, mai ușor, o să fie mai vizibil acest, da, acest, această mandibula. Linie, da, mandibula, exact. Da. Uite, apropo de riduri, pentru că ai menționat ridurile. Da. Normal că avem riduri, normal că facem riduri de expresie, normal că dacă ne fardăm mai pronunțat, automat o să se observe. Când este necesar să mergem acolo și să intervenim asupra lor? Mă gândesc și ca vârstă, mă gândesc și ca aspect al ridurilor, să le lăsăm să se mai, știi tu, vadă sau să intervenim când sunt foarte fine? Ridurile sunt o degenerescență a pielii. Practic ar trebui să le prevenim, nu? Mai bine să fim precauți să le prevenim decât să le tratăm atunci când apar. Avem foarte multe paciente care vin la 50 de ani, nu și-au făcut absolut nimic și vin cu niște sume importante. Bă, îți dau atât, fă-mă cea mai cea. Fă-mă ca la 20 de ani. Greu să faci cel puțin cu tratamente minim-invazive, dar chiar și cu chirurgie să le faci chiar de la 20, pentru că nu s-au preocupat de aspectul lor. Și când vorbesc de aspectul lor, vorbim și de calitatea pielii, pentru că e util și un peeling din când în când, adică nu numai tratamente estetice precum botox. Și aici ne referim la peeling, de exemplu, peelingul obișnuit pe care îl facem noi acasă, cu un scrub sau peeling chimic? Nu, și peeling cu acid tricloracetic. Sunt mai multe feluri, de glicolic sau TCA, sunt mai multe feluri de substanțe care stau la baza peelingurilor acestora chimice, știți? Da. Iar și așa vă ca cu căldura să ca vârstă? Ca vârstă, când să începem? Când e prea devreme, când e prea târziu? Nu există, din punctul meu de vedere, nici prea devreme, nici prea târziu. Am avut și paciente de 14 ani și paciente de 96 de ani. Și paciente de 19 ani la care am tratat șanturile nazolabiale. Așa, deci niște da. Chestiuni la care nu te aștepta, nu? Să da, corectezi șanturile nazolabiale la persoană la 19 de ani. Clasa 12 sau un an întâi de facultate, nu te aștepta la așa ceva. Da. Sunt persoane care au riduri genetice, sunt persoane care au cearcăne de la 10 ani, sunt persoane deci, pe care le-ai putea trata la 16 ani, să zic, cu acordul părinților. Normal, normal. Sigur, sunt destinate adulților toate aceste tratamente, adică celor cu peste 18 ani, însă cu acordul părinților, cu acordul ai, putea părinților să, da. Ai putea să îi tratezi și pe cei sub 18 ani. Când devine prea mult, apropo de intervențiile estetice și la ce riscuri ne supunem, dacă tot mergem, ne facem una alta? Avem nenumărate paciente pe care le stopăm. Le spunem, vin la clinică și au riduri, spre exemplu, pe frunte sau la glabelă, între sprâncene, adică sau pe zona aceasta de orbicular lateral și pe care le, sau cărora le recomandăm să își facă aceste tratamente. Nu, vin la buze, la augmentarea buzelor cu acid hialuronic de 10 ori, să spunem. Și nu mai e nevoie, cred că, de la 7-a dată, nu neapărat la noi la clinică, dar își fac, să spunem, 10 ml de acid hialuronic în buze. Buzele sunt extrem de mari și atunci devin disgrațioase. Deci, practic, există un punct când medicul intervine. Da. Privitorului, da. Dar când medicul intervine și trebuie să spună stop, pentru că e prea mult. Și atunci le spun și eu și colegii mei, trebuie să trateze alte zone. Buzele sunt ok, lasă-le așa. Părea mare, adică nu ar trebui să exagerăm, să mai insistăm să punem la buze. Ok, nu suntem, cum să zic, nebuni să nu-ți facem. Dacă ai venit la clinica noastră, ok, îți facem, bineînțeles, nu te băgăm în seamă și îți facem, dar hai să-ți facem un tratament care ți se potrivește, nu? Da. Cel mai bun tratament pentru tine. Pentru tine, da, dar uite, nu riști, de exemplu, dacă îți augmentezi foarte mult o zonă, uite cum e în cazul acestuia, zona buzelor, să ți se pară apoi disproporționat altceva, poate ți se pare nasul, nu știu cum, și uite, iar intervii, iar ajungi la clinică cu altă problemă și tot așa. Foarte bună întrebare. Sunt sigur niște standarde de aur ale frumuseții, sunt 3 etaje ale feței și trebuie să fie proporționate între ele și chiar și la nivelul buzelor există acel golden ratio, cum zic americanii, acel standard de aur al frumuseții, care înseamnă 1 la 1,6 raportul dintre buza superioară și buza inferioară. Practic, buza inferioară ar trebui să fie cu 60% mai mare decât cea superioară. Și atunci acest golden ratio te ghidează și când volumizezi buzele pacientelor, să știi că trebuie să faci, chiar dacă faci nenumărate volumizări de buze la aceeași pacientă, totuși să ții cont de anumite standarde de aur. Și din profil ar trebui buza superioară, buza inferioară și mentonul, bărbia, să fie pe aceeași linie, vedeți? Așa, adică să avem un aspect. Și de obicei buza aceasta de jos e mai răsfrântă, cum s-ar spune în termen popular, nu? Cu acest Russian lips care e la modă, care e la modă, să ridicate. Îți cer pacientele să fie foarte ridicate, buza superioară și atunci nu neapărat buza de jos e versată.
poate să fie și buza superioară. Și încă se cere, apropo de, se cere, de Russian Lips, la putere. Da? Noi avem mai multe feluri prin care injectăm, dar da, Russian Lips este la putere pentru că a fost un trend așa mare și toată lumea vrea Russian de un Lips. An, doi. Da, Russian da. Lips sună și bine și probabil că te gândești și la rusoaicele acelea. Da, 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 sunt superbe, într-adevăr, așa este. Și bărbații vor și ei ceva în perioada aceasta? Bărbații... Sau le lasă pe femei? Du-te tu, dragă, nu. Că eu mă duc în ianuarie. Avem din ce mai mulți bărbați? Nu, avem din ce mai mulți bărbați care își fac, inclusiv eu îmi fac. Sigur, nu volumizarea buzelor da, sau da, da. Așa. Mi-am făcut nenumărate peeling-uri, mi-am făcut ciarcăne și trei zone de botox de-a lungul timpului, așa de foarte multe ori. Adică, uite, de exemplu, apropo de botox, la nivel ridurilor de pe frunte sau din alte zone de pe față, la ce perioadă trebuie să mergem și să ne reînnoim, ca să zici așa, tratamentul? Bun. Pe măsură ce începi aceste injectări, trebuie să ții cont că la prima injectare ține mai puțin, adică remanența e mai mică. Și atunci, pe măsură ce faci o dată de două ori, de trei ori, deja ar trebui să te țină, se zice la carte, 3-4 luni, dar trebuie să te țină pe măsură ce faci 2-3 injectări și 6 luni. Avem paciente pe care le ține și 9 luni acest tratament și un an de zile. Sigur, sunt spețe mai rare, însă 3-4-6 luni ar trebui în medie. Iar ca sensibilitatea zonei, cum e cu sensibilitatea zonei? Avem o cremă anestezică. Nu, mă refer după tratamentul cu toxina, adică mai simți zona aceasta, că știm că toxina paralizează acolo niște lucruri. Atenție, paralizează. Da? Dar... Toxina botulinică este un neurotransmițător care inhibă secreția de acetilcolină sau de noradrenalină. Și atunci practic e o neuropeptidă care inhibă secreția de neurotransmițător și nu se mai transmite de la nerv la mușchi impulsul nervos, înțelegeți? Și se relaxează, și cum se relaxează zice, mușchiul. Deci sensibilitatea o ai. Nu are de ce să se răsfrângă asupra sensibilității. Practic zona este tactilă în continuare. Bineînțeles, da. Mușchiul nu mai poate, adică nu te mai poți mira, nu mai poți face anumite grimase, mișcări, să zicem așa. Exact, da. Nu te mai poți încrunta atât de tare sau nu te mai poți mira atât de tare. Cam astea sunt... Foarte interesant, Andrei, îți mulțumim tare mult pentru vizită. Îți mulțumim și te mai așteptăm cu drag și la anul, bineînțeles. Ne mai dai așa sfaturi din frumusețe. Cum să ai drag, sărbători când frumoase. Invitați, vin. Mulțumesc frumos. Termina. Dragii mei, mergem mai departe la Cezara să vedem ce am mai pregătit ea frumos acolo în bucătărie. Bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă rețetă din ediția de Crăciun de anul acesta și anume, acum chiar o să-i dăm startul și o să facem împreună ceva super, super delicios de băut. Cea mai bună ciocolată caldă albă, pentru că avem rețeta pentru cea mai bună ciocolată caldă neagră pe canalul de YouTube, avem rețeta pentru cea mai bună ciocolată caldă densă și astăzi o să facem Italian Frozen White Hot Chocolate. Avem nevoie doar de câteva trucuri să transformăm o băutură care se face foarte ușor în ceva absolut spectaculos, cu care să vă surprindeți invitații ce vă vor vizita în următoarea perioadă. Haideți să vedem de ce vom avea nevoie. Pentru rețeta de astăzi vom avea nevoie de 500 de ml de lapte, 80 de grame de ciocolată albă, o ciocolată de calitate. Cu cât ciocolata este mai bună, cu atât ciocolata noastră caldă va fi mai bună. 15 grame de amidon de porumb, o linguriță de esență de vanilie, iarăși de o calitate bună. Vom folosi frișcă. Puteți să o faceți singuri dacă doriți, dar eu astăzi am luat un tub de frișcă ca să ne ușurăm treaba și o să vedeți la ce să folosim frișca. Și bombonele cu care să decorăm. Noi avem astăzi candy canes. Să luăm o bucățică dintr-unul, o să o zdrobim și o să decorăm pe deasupra cu ea. Ok, haideți să-i dăm drumul. Mai întâi, aveți nevoie de data asta de un creion în bucătărie. Da, avem de scris, dar nimic complicat. O să luăm o foaie de copt pe care vom face forma cănii în care urmează să turnați ciocolata caldă sau paharul. Eu astăzi îl folosesc pe acesta. Și o să desenez pe foaia de copt această dimensiune, pentru că vreau să știu exact cum să fac forma la frișcă și după aia să vină la final deasupra, aici, înghețată. Acum, o luăm pas cu pas.
Bun, am făcut pe foaia de hârtie de copt această formă. O să vreau să zdrobesc bombonica, să o am zdrobită. Great! We did it! Avem aici praful pe care o să-l folosim. Ce îmi place să gătesc, pentru că pot să mănânc tot ce vreau în timp ce fac asta. Ok. Și acum o să iau frișca. O agit bine. Și apoi facem un cerc. Și luăm această frișcă și o dăm la congelator pentru 30 de minute. Dacă vreți, puteți să pregătiți înainte să faceți ciocolata caldă asta, ca să o aveți gata pentru atunci când vreți să o serviți. Și o să avem așa fierbinte cu înghețată și o să fie super bun! Yay! Iar acum o să ne apucăm să facem ciocolata caldă. Voi pune mai întâi într-un bol amidonul de porumb și o să încep să torn laptele treptat și vom amesteca în continuu vreme de 5-6 minute. După care, între timp, o să mărunțesc ciocolata, da, în fulgi mici și o să adăugăm peste, mai amestecăm un pic până când o să înceapă ușor-ușor să se îngroașe și înseamnă că e gata. Și, bineînțeles, nu uităm să adăugăm și esența de vanilie. Dar hai să nu mai vorbim, ci să facem, corect? Bun! Și ușor, ușor amestecăm aici în oală și după aia adăugăm și restul de lapte și ne apucăm de tocat ciocolata. Trebuia să facem și ciocolată caldă albă pentru că am avut cereri. Nu se poate să facem numai ciocolată caldă neagră pentru că nu toată lumea consumă ciocolata neagră. Dar iată că acum avem și ciocolată caldă albă și putem să mulțumim pe toată lumea. Și sunt convinsă că celor cărora le place ciocolata caldă neagră, obișnuită, o să le placă și aceasta foarte, foarte mult. Ok, și îmi pun tot laptele aici, amestec. Doamne, sunt atât de încântată! Vin sărbătorile, vine cea mai frumoasă perioadă din an, iar noi tot ce trebuie să facem este să ne bucurăm de ea și să le pregătim celor dragi tot felul de bunătăți. Între timp nu uităm să și amestecăm aici în ciocolata caldă și dăm focul mai la mic. Da. Și imediat mai am de tocat un pic aici și putem să o adăugăm peste. Și nu o să fie o ciocolată caldă densă, da? O să fie o ciocolată albă, cremoasă, extrem, extrem de delicioasă. Să semene puțin cu prima variantă de ciocolată caldă clasică pe care o avem pe canalul de YouTube. Pe care trebuie să o încercați. Și acum o voi adăuga aici peste și voi continua să mai amestec pentru 2-3 minute. Doamne, deci dacă aș ști cum miroase, genial! Iubesc ciocolata caldă, mai ales când începe sezonul ăsta rece, în fiecare seară, ciocolată caldă, albă, neagră, nu contează, sau vin fiert. Pentru care, apropo, avem cea mai bună rețetă pe canalul de YouTube. O să vă las aici ca să o găsiți mai ușor. Ok, și cred că suntem aproape de final. M-am echipat corespunzător și suntem gata să turnăm ciocolata caldă în păhărelul nostru frumos.
Dragilor, iată că am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. Am făcut împreună ciocolată caldă albă. Sper să o savurați alături de cei dragi și să vă placă această rețetă. Și bineînțeles, dacă vă place, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu tot ceea ce o să postez și fiți siguri că o să mai urmeze rețete minunate pentru Crăciun. Până data viitoare, vă pup! Cu siguranță ați auzit vorbindu-se despre copilul interior, însă știm prea puțin despre el, pentru că de multe ori ne este teamă să ne analizăm, să vedem cine suntem cu adevărat ca adulți și cine am fost în copilărie, de unde vin fricile și vulnerabilitățile noastre. Despre acest subiect povestim astăzi cu prietena emisiunii noastre, Roxana Liceu, psihoterapeut. Bine te-am găsit, Rox! Bine te-am găsit și eu! Îl luăm copilul acela la puricat. Îl luăm la puricat. Știi că atunci când eram mici, toți ne doream să ajungem mari. Doamne, de-abia aștept să o fac mare, să scap de toate problemele. Eu nu mai vreau. Eu vreau să mă întorc. Și acum, când am ajuns mari, ne dăm seama că, Doamne, problemele astea n-au dispărut. Și uite că toate nevoile noastre descoperim că unora dintre noi nu ne-au fost îndeplinite. Adică nevoia de relaxare și joacă, apropo de copilărie, și ne trezim că muncim prea foarte, mult. Foarte mult, și că nu ne dăm voie să fim jucăuși și să relaxăm, apropo de copilul interior, și să ne jucăm cu el. Avem nevoia de autonomie, de atașament, da? Să fim văzuți, apreciați, validați. Toate nevoile astea nu ne-au fost, dacă nu ne-au fost îndeplinite în copilărie, le aducem cu noi în viața de adult și sperăm că în relația noastră cu un partener, cu o parteneră, să ne fie îndeplinite. Dacă părinții nu ni le-au îndeplinit, să ni le îndeplinească necondiționat partenerul. Și atunci punem o foarte mare presiune pe relație și uite așa ni s-au creat rănile astea în copilărie. Practic copilul ăsta interior, că tot auzim despre el și să-l validăm și să-l ținem în brațe. Și să-l ținem în brațe. Chiar așa se face în terapie. Așa se face în terapie, dar trebuie să avem foarte mare conexiune, să ne conectăm cu copilul interior. Oricât de așa pentru noi ar părea ciudat, nu? Da, pare ciudat, mai ales pentru cei care în copilărie nu și-au dat voie să se joace și n-au avut voie. E un pic dubios așa la început să se conecteze, dar este o metodă și în primă instanță chiar este important să te conectezi cu copilul interior, dar este o metaforă copilul interior, cuprinde toate acele instanțe ale personalității noastre, adică pe lângă emoții, mai cuprinde și partea asta de partea de copil vulnerabil sau copil furios, el poate să ia forma unui copil vulnerabil care are nevoie neîndeplinite și îți spuneam că poate să fie un copil abandonat sau un copil foarte, foarte trist, mai poate lua forma unui copil furios, de exemplu, care se simte în permanență neîndreptățit sau umilit sau poate se simte, știu eu, obosit și dornic de, nu știu, poate că își dorește atât de mult să demonstreze că el are dreptate. Sau poate un copil impulsiv care nu reușește să se organizeze, tot timpul începe lucruri și nu le termină. Găsim în viața, astea sunt formele pe care în viața de adult așa le îmbracă, le îmbracă în forma asta de adult. Sau uite, întâlnești persoane poate tot timpul nemulțumite, frustrate, agitate, care își caută așa în permanență iubirea, nu o găsesc. Sunt mici semnale de vulnerabilitate acestui copil interior. Pe lângă astea, să-ți imaginezi tu că mai avem ca niște bodyguards, îi numesc eu și mulți alții, sunt aceste mecanisme de a face față. Adică în momentul în care avem niște situații dificile prin care trecem, noi punem în act, încă din primii ani de viață, în situații dificile, punem acești bodyguards să ne ajute să facem față situațiilor stresorii din viața noastră.
Și ele iau forma acelor mecanisme de supraviețuire. Ne ajută să trecem prin aceste situații. Și sunt așa, fie unii îi numesc, le numesc îngheață, luptă și fugi. Noi le-am numit supracompensator, evitantul și capitulantul, adică cel care capitulează, cedează în fața acestor scheme sau capcane mentale sau situații dificile. Sunt mai multe, adică supracompensatorul poate să fie, de exemplu, un hipervigilent, un perfecționist. Îți spuneam eu că este cel care zice, cumva zice, lasă că vă arăt eu vouă, că dacă tu, de exemplu, ai o schemă din asta de... Și ai fost, de exemplu, de către un părinte etichetat și spus, ți-au transmis părinții mesaje în copilărie de genul, nu ești în stare de nimic, nu o să reușești, fie direct, fie indirect. Tu atunci, ca supracompensator, ai supracompensat și ți-ai chemat acest ajutor, acest mecanism de a face față și ai zis, lasă că o să-ți arăt eu ție, o să vă demonstrez asta pentru a fi acceptat de către familie, să ne înțelegem. Pentru că tu ai înțeles că așa, doar așa, dacă performezi, primești iubire, că-ți spuneam săptămâna trecută, da? Și atunci ai început să înveți mai mult ca să primești această iubire. Și ți-ai chemat acest mod de a face față. Și ai intrat în acest mecanism, care face parte din acest tablou imens, din acest puzzle. Evitantul e evitantul de zi cu zi. Adică tu, ca să nu fii certat, să nu te vulnerabilizezi, să n-ajungi la acel copil, ai înăbușit acea tristețe și această supărare și ca să nu te lovești de emoțiile alea invalidante, ai intrat în acest copil evitant și te retragi în fie citești, asculți muzică, alții mai târziu în instanța de adult sau așa zis adult, se retrag în tot felul de dependențe. Da? Dependență fie de shopping, de alcool, de droguri, de tot felul, inclusiv de relații. Da? Care să-i ajute, se agață de tot felul de astfel. Sunt persoanele care, de exemplu, le place să fie singure și intră din relație în relație în relație. Bă, știi că sunt astfel de persoane. Da. Sunt tot felul de... Pentru că nu, și aceste dependențe nu trebuie să ne axăm neapărat, dependențe de sex sau și așa mai departe, nu trebuie să ne axăm neapărat pe dependența în sine, pentru că asta este doar un simptom. Trebuie să ne uităm la rana emoțională, pentru că fug de ceva anume. Și atunci așa procesul de vindecare cam acolo o să ne ducă. Iar capitulantul este cel care, de exemplu, într-o schemă de eșec, într-o rană din asta de eșec, o să fie ceva de genul, el zice, avea dreptate mama să-mi spună că sunt un prost și că nu o să reușesc, deci mai bine nu mă mai prezint la examen. Cam așa ceva se întâmplă. Cel care cedează. Deci nu se mai duce, alege să nu se mai prezinte la examene. Pe lângă acest puzzle de care spuneam, acești mici bodyguards pe care îi punem în act, mai avem acea voce critică, criticul interior. Da? Sunt acele mesaje pe care noi le-am internalizat de la părinții noștri. Pentru că nu vina, frica și rușinea sunt primele pe care le-am internalizat de la părinți. În relație cu părinții noștri sau cu persoanele semnificative le-am învățat. Și atunci... Mesajele astea, etichetele pe care noi le-am primit de la părinți. Și astea sunt niște răni pe care le-am primit. Am internalizat acest critic interior, ia forma unui părinte exigent sau părinte care ne-a indus vinovăția sau părinte punitiv, dacă am și primit o pedeapsă. Și mai avem în acest mare puzzle acel adult sănătos și copilul fericit, partea de copil fericit. E, partea asta de părinte suficient de bun, care este, ne ajută foarte mult, ne va ajuta, de exemplu, într-un proces terapeutic. Partea de adult sănătos este cel pe care noi încercăm să-l dezvoltăm, de exemplu, în terapie și noi ca adulți. Avem nevoie de el. Pentru că noi foarte rar ajungem să luăm decizii din instanța asta de adult sănătos. Pentru că de cele mai multe ori o să vezi că noi când suntem activați într-o situație dificilă, noi cel mai des acționăm din instanțele astea de bodyguard sau de vulnerabil, de copil vulnerabil. Foarte rar din instanța de adult. Trebuie să fii foarte echilibrat. Foarte, foarte echilibrat. Da. Cum îți dai... Aceste răni sunt de obicei... Cum se rănește un copil? Se rănește prin... dacă mediul respectiv avem violență domestică, avem... izolare, nu știu, abandon. O mamă care n-a fost iubitoare sau a fost absentă. Exact, sau avem
știu eu, consum, neglijența de orice fel, abuzurile, ți-am zis, din toate categoriile, o boală a unui părinte, pierderea unui părinte, toate lucrurile astea fac să se instaleze aceste traume, aceste răni. Acum, trauma asta nu trebuie să se întâmple neapărat direct, e percepția pe care eu o am asupra a ce s-a întâmplat, pentru că o să vezi că sunt evenimente care nu par așa traumatizante, nu? Traumatizante. Da. Nu par la prima vedere atât de traumatizante. Îți dau un exemplu, poți să lași copilul, de exemplu, să te duci să scoți niște bani de la bancomat și el să doarmă în scăunelul lui și îți ia două minute. Da. Și el să se trezească și să o vrea pe mami lângă el. Exact, și să nu te găsească acolo. Și evident, nu dacă se întâmplă o singură dată, dar altă dată să zicem că te-ai jucat de-a v-ați ascunselea și el iarăși te-a ascuns atât de bine încât să nu te găsească câteva secunde. El intră în panică atunci. Intră în panică și da, nu te-a găsit. Și tot așa câteva evenimente de genul ăsta și să-i creezi o traumă de abandon sau de... și tot așa, adică nu... Și sunt aparent... Nevinovate. Da. Și să se creeze o astfel de traumă de abandon pe lângă astea care sunt evidente. Deci percepția, contează percepția pe care eu i-o dau. Îți spuneam că la frică, de exemplu, la emoția de frică, rușine, tristețe, eu s-ar putea să percep ca adult umilire, abandon, respingere, critică. Și atunci contează foarte mult, așa îmi dau seama că eu am o rană care s-a activat. Și atunci mă duc și mă uit când în trecut am mai simțit eu lucrurile astea. Și dacă în trecut, eu îmi dau seama, ăsta e primul pas, conștientizarea, da? Când în trecut. Și pasul 2 este dacă mi-am dat seama că în trecut eu am mai simțit, în raport cu cine am simțit lucrul ăsta. Probabil cu unul dintre părinți. Ce mesaje mi-au transmis părinții? Pentru că foarte mult se gândesc, a, copilăria mea a fost fericită, aud foarte des asta. Până începem să o luăm la puricat. Da, dar nu e neapărat că copilăria, da, poate fi fericită dacă nu ai suferit vreun abuz direct. Normal, sau, da. Dar și îți spuneam în alte ediții ale noastre... Dar chiar și dacă ai avut o copilărie fericită, identifici niște lucruri care da, ți-au rămas acolo pregnant. Au rămas, poate au rămas pentru că noi învățăm prin repetiție și asociere. Poate au rămas din viața intrauterină, din ultimul semestru de sarcină al mamei. Și trebuie să iei istoricul. Poate o să vorbești cu ai tăi. Da, să te ajute, da, da. Să descifrești ce s-a întâmplat acolo. Te va ajuta. Ideea este că cei mai mulți dintre noi vor descoperi cu siguranță care au fost acele mesaje în raport cu cine și apoi ușor, ușor să identificăm, să dăm mesajele. Uite, un exercițiu foarte, foarte drăguț de conștientizare ar fi câte un minut de prezență pe zi sau din oră în oră, știi, să fii cât mai prezent sau să te duci, să închizi ochii și să te duci în trecut să vezi asupra cărei amintiri din trecut te-ai oprit. Ar fi foarte interesant să vezi dacă e pe pozitiv sau negativ, ce pe ecranul mental, ce emoție îți vine în minte. Sau, apropo de mesajele astea toxice pe care noi le-am primit de la părinți, să faci așa, să-ți iei două dintre cele mai urâte mesaje pe care le-am primit sau le-am auzit în trecutul nostru și să spui așa, nu mai am nevoie de mesajele astea, în loc să aud, nu știu, nu ești în stare de nimic, că tot am dat exemplul ăsta, de ce alții pot, tu nu poți? Aș fi avut nevoie de la tine să aud și să-l dai simbolic înapoi părintelui și să îl înlocuiești cu un alt mesaj. Nu știu, să spui, aș fi avut nevoie de să aud, ești un copil valoros. O să ajungi departe, nu știu, un alt mesaj pe pozitiv. Și să-l înlocuiești cu un mesaj de genul ăsta. Și e un exercițiu foarte, foarte bun pe care eu foarte des îl fac cu cei care vin în cabinet. De aceea îmi place mie să discutăm de fiecare dată, pentru că tu ne dai exact așa soluția la problemă și putem să lucrăm foarte ușor cu noi. Da. Trebuie doar să vrem și să conștientizăm și ne-a ajutat foarte mult. Sigur. În discuția de astăzi. Îți mulțumim tare mult, mare Roxana, să ai sărbători minunate și să ne revedem cu bine și între prieteni. Mulțumim, și vouă, frumos. Mulțumim. Mulțumesc, dragilor, că ați stat alături de noi. Mulțumesc, Zonia, pentru vestimentație. Noi aici, între prieteni, ne revedem săptămâna viitoare, tot de la ora 13 vă aștept. În schimb, la control medical vă aștept mâine la ora 14 cu cei mai buni medici și cu cele mai utile sfaturi din domeniul medical. Nu uitați să zâmbiți!